intra și el și cele două persoane, adică tot trei, da, concubina și cu mama concubine. Păi bun, și până la urmă dumneavoastră ați dat cu mașina. Nu e adevărat. Și nici cu spray nu i-ați dat în gură. Nimic. Păi bun. Am făcut circ. Păi au venit înarmați, i-au văzut bolovanul, hai să arăt pe filmare. El vine cu acest individ, Marioane Adrian, zic că el n-are nimic în ponor, nici mașinile care le-a văzut, nici ele nu sunt la lui, adică n-are nimic el ca persoane. El este doar, a venit să stese undeva. Adică da. Au găsit un acoperiș deasupra capului, un refugiu, să zic așa, și au profitat din dosar alea. Dosarul lui e un dosar greu, penal. Da? A venit peste mine în casă. Aoleu. Am buletinul pe aceeași adresă unde am firma. Înțelegi ce zic? Da, 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 da. A venit peste mine în, cum să zic, știi cum se numește? Da. Nu numai. Sau... A venit grup infracțional, adică mă rabă. No. Ei au fost toți înarmați. Îți avea pe filmatele ambulanța că din motivul ăla, că el a zis la un moment dat în material că i-a dat ordinul lui mama lui Cami. Miron, ascultă-mă un pic. Stai să mă asculti un pic. Ascultă-mă să termin ideea și după aia revii cu ce ai de întrebat. Într-un material care, în filmarea mea, care el zice la un moment dat, trajul de acolo, adică el se trezea că e un sac de cartof sau ceva, îi zicea lui măsa lui Cami să o tragă de acolo. Adică proba trebuia lăsată acolo unde îi, fiind nu trasă mai departe. Și eu m-am opus ca el să nu tragă proba de acolo, atunci până au venit autoritățile. Și proba a rămas acolo unde o găsit-o și unde a impozat. Adică în curtea, la ieșire din curtea, nu, e la mine pe proprietate și la ieșirea de pe poartă, exact la stâlpul ăla s-a întâmplat incidentul toate. Aha. Și acolo și la mine în curte. Că ei la un moment dat au intrat toți la mine în curte. Oamenii mă cunosc și pe mine și pe tine și pe Marioane. Adică nu poți să-i convingi pe oameni astăzi că Mironele este altul sau tu cum te cheamă ești altul sau Marioane este altul. Nu, oamenii știu, pe fiecare îl cunosc. Mai ales că, nu, publicații care le ai la limitate. Adică? Adică am văzut, doar, nu, a fost într-un singur, de atâtea materiale ce ai făcut, a fost un singur caz, un om care a fost plecat în Italia și n-a înțeles. Și eu, în momentul care am nu contracarat, am scris, m-am apărat în materiale care e așa, omul și-a dat seama cu cinste de vorbă prin ce am declarat și domnul acela care l-ai văzut. Tot la mine în curte s-a întâmplat incidentul. Adică eu sunt omul care nu deranjez, dar mă trebuie să mă apăr, că mă forțează, adică unul ca gen Marioane mă forțează să mă apăr și să-mi apăr teritoriul și familia și grădina și ce vrei. Păi bun, și atunci cum s-a întâmplat, ca să înțeleg? Într-o zis duminic. Până la poartă. M-am dat jos frumos din mașină, să duc mâncare la câinii de la firmă, să mă duc la mama să-mi iau laptele, că mama stă aici la mine la firmă, mama mea, care m-a făcut și m-a crescut. Și au venit ea cu bolovan în armat, mama sa cu bâtă și el cu securea. Au trecut oameni pe drum, norocul meu, că a trecut cetățeni pe drum în momentul incidentului. Și au văzut care... și chiar n-au avut la ei. Mă înțelegi? Da, dumneavoastră... M-au lovit, m-au... No, am reușit până la urmă să mă ridic, să-i scot afară și să... No. Deci v-au lovit? Normal. Păi cu ce v-a lovit? Normal. Păi cu el cu partea, să zice, mutea la săcure sau ceva. Cu coada? Nu cu coada. Nu cu tăișul, cu mutea la săcure. Aha. Cu partea din spate. Să nu știu că ți-o dat în cap. Nu cred că mi-a dat în cap, mi-a dat pe la spate, am dat în capul de beton, mă rog, au fost mai multe. Am înțeles. Bun, dar se vede că tu ai venit cu mașina. Eu am venit cu mașina, ei au venit cu bolovan, eu m-am dat jos și am intrat în curte și eu am intrat rând pe rând cu armați după mine. Eu la un moment dat i-am filmat, la un moment dat... O trebuie să mă apăr, că, vezi, Doamne, eram la mine în curte și așa, mi-au venit și câinii în ajutor, până la urmă i-am scos afară și Marioane a fugit și au rămas în poartă. Păi bun, și acolo... cum s-a întâmplat ca nevasta lui să ajungă sub mașină? Nu a ajuns sub mașină. Sau cum s-a întâmplat mai exact?
Deci mașina era oprită, a lăsat cu motorul pornit, cu frâna alimentară trasă, noi am intrat, eu am intrat primul, Camelia cred că a uitat după mine, Mariana ne-a uitat după noi, au început să mă lovească, am ripostat la ce am putut, a intrat și bătrâna cu băța, jurături, nu știu ce circ. La un moment dat, poarta fiind întredeschisă, s-au înghesuit pe poartă, nu, s-a mai lovit probabil ea, sau a făcut circ, ea a picat lângă și restul, Marioane și bătrâna au reușit să, adică Marioane au reușit să fugă mai în spate. Bun, domnul Miron. Să l-a trăit pe acolo, am filmare și aia. Dumneavoastră, dacă vă dați acordul, eu am să public ce mi-a spus dumneavoastră cu privire la incidentul de duminică după amiază. Da, puteți publica. Vă mulțumesc.